În cadrul dezbaterii pe tema legii de schimbare a buletinelor în România, s-a prezentat forma noii cărți de identitate, precizându-se că nu va fi obligatorie preschimbarea în momentul apariției acesteia, anticipată să aibă loc în 2018. Noua variantă simplă ar avea în plus data nașterii și semnătura holografă, pentru că mulți români din străinătate au cerut acest lucru. Cartea de identitate electronică va fi de două categorii, cu chip și amprente sau doar cu chip. De asemenea, ea va avea un PIN, iar chipul va putea fi conectat la baza de date a evidenței populației sau a casei de sănătate și va înlocui cardurile de sănătate pe măsură ce acestea expiră. În plus, cei interesați îi vor putea atașa o semnătură electronică autorizată pentru a încheia contracte de la distanță sau consulta informații de la evidența populației, registrul comerțului sau casa de sănătate, așa cum fac deja avocații sau notarii. Cartea electronică de identitate va conține un chip care permite accesarea serviciilor electronice prin utilizarea certificatului electronic emis de MAI pentru autentificarea în sistemele informatice. Va permite stocarea în condiții de siguranță a datelor bioritmice a titularului, respectiv imaginea facială și opțional imagine impresiunilor papilare a două degete. De asemenea, va permite utilizarea semnăturii electronice, s-a precizat în cadrul dezbaterii. Costul pentru noul document nu a fost stabilit, însă prețul va fi suportat de cetățean. Actul va avea dimensiunea unui permis auto sau unui card bancar. La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu este de 15-20 euro, preț cu care se vinde cetățenilor. Noi intenționăm să ne situăm sub acest preț. Contravaloarea cărții de identitate o va suporta cetățeanul, beneficiarul documentului, ca și în prezent. Au explicat inițiatorii proiectului de schimbare a cărților de identitate.